Ce dezvăluie? Fii atent. MasterChef revine la ProTV. Au început deja filmările, iar colega noastră, trandafilul redacției, Cristina Șeulean, este pe platourile de filmare, pregătită să ne prezinte. Ce, Cristina? Ce ne prezinți tu astăzi? Bun găsit, dragilor! Așa este, am venit la MasterChef pe platourile de filmare, pentru că, da, au început filmările și astăzi noi, în exclusivitate, o să dezvăluim cine sunt cei trei șefi. Îi vedeți, da? Sunt în spatele meu. Ok. Stai să-i întim așa, stai să-i vedem cu spatele ușor și să încercăm să ne dăm cu părerea și oamenii și pe WhatsApp. Stai să vedem un pic de la spate. E clar, sunt trei bărbați. Trei bărbați, da. Clar, trei bărbați. Cel cu pălărie e Zoro? Nu cred. Cel din stânga, dreapta ta, din stânga ecranului, îl cunosc după ceafă, cred. Aici? E cumva... Alain Delon? Nu, dreapta. Nu, acolo e Bruce Willis în partea stângă. Așa, Alain, cumva acolo sunteți Alain Delon? Alain Delon? Alain Delon? Shalom! Mi-am dat seama după voce! L-am recunoscut, șef Haddad! Ia să-l întoarce pe șef Haddad, stai hai pic, că Cătălin. L-am descoperit! Stai puțin, fii atent! În stânga mea pot să-ți spun că a mai fost șef la MasterChef. Are plete? Hai, gândește-te! Are plete? Plete? Cred că are. Da. Da, măi, l-am cunoscut, e celebru. A fost la noi la emisiune de curând. Foa! Ai, mă, Cătălin! Este? Așa. Este? Fii atent. Aici. Ia. Am un fost director de bancă, ce zici? Director de bancă? Mhm. Și s-a făcut șef? Da. Director de bancă, acum... Nu știu. Deci gătește mai bine decât numără bani. Da? Da, dă-ti-n cap doar. Da, așa e. Gătește acolo... mai bine. Bă, aici m-ai luat prin surprindere, chiar nu știu. Bine, hai să-i dezvăluim, vrei? Păi da, stai un pic, deci am ghicit, șef Haddad, am ghicit? Ia uite-mă, șef Haddad, foa, s-a prins lumina și arată-mi cine e al treilea șef, că acolo nu... am împotmolit. Haddad, șef Haddad! El a zis mie, Alain Delon, dar toți cum spun Maruța la mine... George Clooney! Asta e, George Clooney! Așa șef e, Zoro! Aici. Bună ziua! Eu sunt Foa și gătesc de când mă știu, da, e adevărat. Mulțumim pentru această dezvăluire, acest unboxing live la tine, Măruță. Sper exact. Că ți-a plăcut. Super! Și hai să ajungem și la fostul director de bancă. Radu Dumitrescu, da? Mă bucur să fiu aici. Alain Delon și Zoro? Nu Alain Delon. George Clooney și Zoro, o să facem treabă absolut senzațională, asta este foarte clar. Radu, ai fost la bancă, cât timp ai lucrat la bancă? Suficient de mult cât să nu mai vreau. Ok. Dar mie asta mi se pare foarte tare. Ai fost șef la bancă, iar după aia ai devenit un super șef cunoscut. Stai, că am fost Radu și grădinar. Am fost și grădinar, asta a fost cea mai mișto perioadă din viața mea. Măi, deci se poate, Ciucă, se poate. Da, se poate. Șef la bancă, grădinar, da. Și să ajungi super șef. Radu Dumitrescu, căutați să vedeți ce tare. Iar omul acum ăsta. Ne batem la Oscar cu cei doi colegi ai mei. Și îl luăm. Care e durul dintre voi? Am încercat și eu să-mi dau seama. Recunosc că mi-a fost cam greu. Am încercat, am discutat puțin cu ei. Cine e cel mai bun? Dați-mi voie să elucidez acest mister. Când Haddad nu are chef să fie dur, nicio problemă, mă ocup eu. Neapărat situația trebuie să ceară asta, pentru că nu pot să fiu dur gratuit. Nu, dar tu ai blândețea asta unui mielușel, nu cred că tu poți să fii dur. Ce drăguț! Șef Haddad, drăguț. Sunteți dur? E, bineînțeles, am născut dur și o să mor dur. Ok. Așa este. Greu de ucis Haddad, partea să fii dur, adică... Și în emisiune trebuie să fii dur, dar dur nu adică se țipi la ei așa degeaba. Să fii dur cu ei, adică din greșelile lor, ce se face curent. Dar pe alta parte, am două colegi noi în sezonul 8 MasterChef, da, sezonul 8 MasterChef. Unul dintre ei a fost deja de două sezoni. Adică i-a făcut două zone MasterChef și sunt foarte bucurat că am două jurat noi. Dar tu câte sezoane ai făcut? Scuzați. Câte sezoane ai făcut? Eu am făcut una. Doar una. Dar din păcat. Tu câte ai făcut, Foa?
Două, dar urmează să facem 18. Foarte frumos, 18. Radu! Vocea și talentul ne recomandă pe toți trei, dacă tot a zis foa de 18. Dar tu ești învățat absolut să fii dur, adică ai tăiat credite, ai tăiat... Da, 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 mi-am tăiat degetele de multe ori. Evident că sunt învățat să fiu dur, dar nu cred că pot zice că sunt dur, sunt corect. Și pentru mine mâncarea nu e joacă, cum probabil nici pentru cei doi colegi ai mei. Spune-mi, despre la ce se așteaptă concurenții? Păi să se aștepte la niște jurați corecți, care pot fi și prietenilor atunci când trebuie să fie prietenilor. Să se aștepte la multe momente mișto, am descoperit până acum, pentru că suntem în mijlocul preselecțiilor, am descoperit niște concurenți interesanți cu povești de viață. Mâncarea nu e doar o simplă farfurie, ai gătit-o și ai pus-o în farfurie. Mâncarea vine cu experiență, cu poveste, e un întreg. Mâncarea nu e doar combustibil, este o întreagă poveste, iar noi asta am descoperit până azi aici. Deci nu știu care dintre noi e durul, probabil că nu e niciunul și suntem toți trei în același timp. Habar n-am. Okay. Noi ăștia duri, am făcut gașcă, așa că ai rămas singurul blând. Știam eu că așa este, eram sigură. Dacă stau lângă Hadad, se ia. Se lipește și de mine. Și pe tine și pe mine. Șef Hadad e un tip foarte emotiv și foarte sensibil. Așa este. Îl apreciez enorm. Ca un cățeluș, după cum a spus chiar șef. Nu, asta a fost de glume, dar fiecare are de dinții de Rottweiler aici, asta nu știm. Noi trei. Dar chiar, Maruța, a fost dor de tine. Vreau să te invit aici la platou. Să ai pâine marocană? Și deja m-am grășat 500 de grame. Uite-te. Așa mult? Da. Ai pâine marocană? Avem de toate. Dacă vine, am pâinea marocană și am toate pentru tine. Perfect. Vă așteptăm pe toți trei în platou aici, cu fiecare cu câte un fel de mâncare, n-ar fi rău. Ne-am bucurat mult să ne întâlnim aici. Mersi. Venim frumos, că ne ești mare drag. Sănătate multe. Să trăiți, să rămână mama, era să uit. Șef Hadad, Foa și Radu Dumitrescu, oameni buni, noi șefii de la Masterchef. Thanks to myself. I want to thank to myself. Vorba lui Snoop Doggy Dog. I want to thank to myself. Ok, perfect. Băi, omul știi cum e. Are emoție, Maruța. Da, bineînțeles. Da. Hai, închide. Nu, că n-am terminat. Cristina, vrem să te mai vedem și pe tine. Ești colega noastră frumoasă, nu vrem să rămâi acolo. Că noi avem aici concurenți care așteaptă să ne demonstreze lucruri. Uite-te, Maruța, ce emoție are Foa lângă mine. E adevărat. Nu cred că are lângă tine, cred că are lângă Cristina. Viața este o emoție toată. Are pe Irina aici lângă ei. Are pe Irina. Da, Cristina, cine te-a servit cu ceva bun când ai ajuns acolo? Care a fost primul? Hadad, recunoaște. Da, ea n-aude ce zici. Nu aud, Cătălin, stai. Da, deci te-a întrebat cine ți-a oferit de mâncare și am răspuns eu pentru tine. Hadad. Uite-te, din partea mea aveți un short. Mulțumesc! Yeah! Am primit un short, Cătălin. Recunosc că n-am primit nimic bun de mâncare deocamdată, dar mai rămân pe aici. Din momentul ăsta și e perfect. Deci din momentul ăsta ești condamnată să-ți gătești singură. Nu știu ce să zic, să știi. Nu m-ați nimerit. Detențiile sunt foarte mari. Detenție plăcută în bucătărie. Da. Vă mulțumim. E ok să aveți succes în noul sezon Masterchef. Mersi frumos, Cătălin, te pup. Să intre următorul concurent, vă rog. Corect, Cristina. Luci! Te pupăm, Cătălin. Cristina Șeulean. Oameni buni, deci gata, am făcut o dezvăluire și v-am prezentat noul juriu de la Masterchef. Sezonul? Nici nu știu. 8, au zis. 8? Da. Sezonul? Foarte frumos.